Bună seara tuturor, se aude? Da. La mulți ani, mulțumesc pentru prezență. Mi-aduc aminte că în romanul lui Saul Bellow, Ravenstein, la un moment dat profesorul acesta pe care Bellow îl demolează în parabola lui, comite o erezie impardonabilă. Ia masa cu T.S. Eliot și bea Coca-Cola. S-ar putea deduce de aici că un conservator e cu adevărat antipatic, pentru că în preajma lui nu poți face nimic din ce faci de oricum. Trebuie să te abții, trebuie să te corectezi, trebuie să-ți verifici cravata și ținuta în general. Ori, cred că și ce a spus Remus anticipează un pic ce mi-am propus să vă transmit, și anume că trebuie să ieșim, apropo de conservatorism, din această percepție falsă. Conservatorismul suscită la stânga foarte multe antipatii. E normal. Arena globală a ideilor are și o componentă ideologică, partizană, conflictuală, polemică. Firește că oamenii se identifică cu o anumită viziune ideologică a lumii, acea ideologie se substituie gândirii critice, sufocă până la urmă libertatea intelectuală și începe să pună în mișcare, de jur împrejur nostru, persoane care cred că dețin certitudinile ultime, care nu-și mai examinează nici măcar periodic propriile convingeri, și care, bineînțeles, participă la aceste cruciade ideologice tot mai obositoare și mai sterile. În cadrul la care mă refer, conservatorismul are o presă proastă făcută dinspre stânga liberală sau social-democrată sau chiar socialistă și comunistă, pentru că e ușor să-l caricaturizezi, mai ales cu un fond de ignoranță crescândă. Astăzi, deși, cum spune Margaret Iusonar, trecutul e majoritar, tindem să credem că lumea a început alaltăieri și că orice studiu serios nu poate avea în bibliografia lui anexată referințe mai vechi de 3 până la 5 ani. S-a născut o atmosferă dedicată, frenetică, acestui cult al prezentului, pentru că până la alta prezentul bun sau rău e ceea ce avem la îndemâna simțurilor noastre și ceea ce poate fi mai degrabă organizat, ceea ce ne ajută să scăpăm de anxietăți, de angoase, de frica de necunoscut și, prin urmare, societatea contemporană e adâncită complet în această fascinație pentru ce e nou. Așa că tot ce e vechi poate să dispară. O prostie mai mare decât asta e greu să formulezi și totuși ea e monedă curentă. Dacă ne gândim și ne examinăm contemporanii, vom vedea că din conformism majoritatea sunt cu spatele la trecut, ignorându-l suveran, disprețuindu-l, reducându-l la câteva stereotipuri, cum ar fi cel despre Evul Mediu întunecat, nu-i așa? Și ca atare e ușor să caricaturizezi pe cel care își asumă o perspectivă conservatoare. Și tocmai de asta, dată fiind evidența că gândirea conservatoare are de partea ei toată tradiția libertății din gândirea occidentală, avem argumente, ar trebui să intrăm mai des în jocul acesta polemic, ar trebui să predicăm nu doar celor deja convinși virtuțile înțelepciunii conservatoare, ci și în dialoguri, să zicem așa, cu cei care, fără să-l cunoască, îl ridiculizează. Deci, conservatorismul la noi, ca atâtea alte lucruri, nu prea are rădăcini. Sigur că partida conservatoare în România modernă, partida proprietarilor, moșierilor, conacele lor, în stil Pavel I din Moldova, sau pe unde mai erau cazați, și-a dat duhul după primul război mondial, când
Pepe Carp și colegii lui au aruncat prosopul. Se opuseseră reformei agrare, susținută de liberali. Reforma agrară a fost prețul pentru care țărănimea îmbrăcată în uniformă militară și trimisă pe fronturile conflagrației mondiale acceptase să meargă acolo. La întoarcere ne-a dat pământ. Au pierdut, au încercat să se reformeze pentru aripa lor, după care au mai avut un ultim cântec de lebă de intelectual, prin câteva apariții notabile, editoriale, dar cam atât. Deci, cel puțin 80 de ani, 100 de ani, ne despart de ultima formă via conservatorismului politic în societatea românească. E normal să n-ai de unde să-l apuci. E normal să fii un mare necunoscut, un străin. Trebuie deci să începem prin a traduce clasicii și ștafeta lui Russell Kirk a fost magistral preluată în cărțile lui Roger Scruton. Îi traducem, îi explicăm la catedrele de științe politice, încercăm să dezbrăcăm aceste opere clasice de carcasa lor erudită și descurajantă și să ajungem la publicul mai larg cu câteva principii și valori conservatoare care cu siguranță că au o capacitate de-a dreptul terapeutică și foarte riguros orientativă în harababura contemporană. Russell Kirk, nici nu știu dacă a fost tradus cu acest opus care i-a pavat drumul spre intimitatea puterii câtorva președinți republicani. Dacă The Conservative Mind a fost tradus. E o excelentă istorie a ideilor pe autori și teme, bineînțeles, o istorie a ideilor moderne, adică a ideilor care s-au opus în fel și chip efectelor intelectuale ale iluminismului și tot ce ținea de galopul spre progresul accelerat în mod artificial pe care Revoluția franceză l-a declanșat cu avataruri din ce în ce mai toxice, așa cum am putut constata unii și pe pielea noastră, prin totalitarismele gemene din secolul trecut. Deci traduceri, adică împrieteniri cu acești autori pe care Russell Kirk i-a citit, care i-au modelat universul personal, care l-au inspirat în această sinteză și care i-au educat simțul modestiei și al moderației, care sunt specifice etosului conservator. Conservatorul nu are aroganța naivă de a se crede primul om inteligent din istorie, așa cum fac foarte mulți dintre reprezentanții entuziaști ai stângii intelectuale. Nu își propune decât să reformeze pentru a conserva, cum spunea Edmund Burke. Își propune să acționeze pe pași mici. Nu crede că dacă ceva e bun trebuie aruncat la coș pentru că nu mai e de actualitate, întrucât așa am stabilit. Consideră că tot ce am moștenit ca experiență umană a generațiilor precedente a decantat o înțelepciune colectivă esențială pentru supraviețuirea speciei. Nu e o chestiune de capriciu intelectual, de modă, e o chestiune de o tehnică de conservare a familiei, a comunității religioase și naționale, care dau sens propriei tale vieți individuale și fără de care ești un om fără rădăcini, fără orizont, fără memorie și fără perspective. Deci, până la a fi baza ideologică menită să inspire politici publice în republicanismul american, The Conservative Mind este o forma mentis, o
înțelepciune practică care te ajută să rămâi cu picioarele pe pământ, realist, imun la sirenele utopiei și ale diverselor apocalipse anunțate și provocate periodic de acest neastâmpăr uman care îl face pe individ să se supraestimeze și să se considere nu doar stăpânul neglijent al naturii, ci și demiurgul propriului său destin. Conservatorul înțelege că, într-un sens sapiențial, profund, vorba ecleziastului, nimic nou sub soare, trebuie luată literal. Nu în sensul că formele nu se măiesc, nu în sensul că orizontul cunoașterii nu se extinde și se aprofundează, nu în sensul că putem nega evoluția de la simplu la complex în istoria instituțiilor sau a tehnologiilor pe care le utilizăm. Ci în sensul că, esențialmente, dacă vreți, suma vicilor umane e constantă, condiția noastră de ființe defectate ontologic nu a fost reparată fundamental și, prin urmare, suntem mișcați de aceleași patimi, ispitiți de aceleași isuri, inclusiv acela de a ne autodistruge, într-o specie care nu-și poate conserva umanitatea dacă nu se delimitează permanent și conștient de divin, de tehnologic și de regnul animal. Cred că aceste lucruri ar trebui să fie terapeutic difuzate la o scară socială mai mare către millennials. Copiii mei sunt millennials. Și ai dumneavoastră, inevitabil. Sau pe acolo. Se tem de viitor mulți dintre ei. Se simt foarte confuzi. Sunt în aceeași secundă expuși potențial la toate evenimentele care au loc în lume. N-ai cum să-ți păstrezi în aceste condiții serenitatea și nici privirea limpede. Dacă ei ar depăși această superstiție legată de faptul că trecutul nu conține decât discriminări, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului și forme stupide de gândire primitivă, și dacă ar înțelege că adevărata vocație creatoare a fiecarei noi generații umane este de a prelucra această uriașă moștenire și de a prezerva nucleul ei de înțelepciune inoxidabilă, atunci și millennials ar putea să stea mai bine în propria lor existență, să se conecteze unii cu alții cu mai multă încredere către un viitor pe care îl pot fabrica și trebuie să-i dea un contur. E lecția oricărei generații. Din ce e făcută substanța generației tale? Până la urmă, la noi, care am fost expuși unor momente de cotitură dramatice, precum căderea regimurilor comuniste, am putea spune, suntem generația tranziției. Nu? De la abisul totalitar către un soi de democrație ezitantă, dar pe care de bine de rău ne căznim să o prezervăm. Nu? Suntem conservatori și în raport cu așteptarea noastră de a trăi într-o democrație. Ori, nu știu ce va defini generația lor dacă nu se cuplează seren, poate și cu un pic de snobism al contratendinței la marile repere ale gândirii conservatoare. Există și o mare doză de ipocrizie. Adică un conformism al nonconformismului care a devenit mainstream. Toată lumea e nonconformistă. Deci nonconformismul e banal și cu totul neatractiv în condițiile astea. Fiecare avem dreptul să fim puțin cel mai original de atât, să ieșim din rând, nu? Ori conservatorismul, ca tradiție intelectuală, e plină de tip rafinați, puțin mizantropi pe locuri, destul de lord-like, foarte distanți, extrem de bine educați, de politicoși,
pentru că știau foarte bine ce apără și pentru că, în general, cu mici excepții, ieșeau din clasele privilegiate. Acum, sigur că, așa cum spunea Remus, Russell Kirk a luat ascensorul social al vestului american și a ajuns de foarte jos, foarte sus. Da, totuși e o excepție. Că nu există o contradicție internă între conservatorism ca mentalitate și modernitate, ne dovedește odată în plus viața și opera lui T.S. Eliot, care a fost pontiful prin The Wasteland a poeziei moderne. Și un mare conservator. Un alt poet de frontieră în Franța secolului XIX, Charles Baudelaire, pe numele lui, a fost extrem de conservator în estetică. Citiți nu doar diatribele antibergiene, ci și cronicile de teatru sau de expoziții plastice. Și să vedeți că, practic, Baudelaire, marele experimentator iconoclast și rebelul care e gata să detabuizeze orice temă, gândea, de fapt, ca Joseph Dumestre. Era un amic clandestin al vechiului regim. Deci, să redevenim nuanțați, să ne reinstalăm în percepția realității noastre istorice contemporane cu lentila acestei vaste galerii de spirite geniale, pentru că acum, sigur, Tocqueville e anexat și de gândirea liberală, nu mai cu seamă, dar eu l-aș pune tot acolo. Până la urmă, acești oameni au văzut după Burke, care într-adevăr a avut prioritate la materie de luciditate intelectuală, au văzut că Revoluția franceză nu își poate ține promisiunile. Despre asta e vorba. Au văzut-o înainte ca alții să insiste și să ajungă la comunism și nazism. Au văzut-o la timp și au tras un semnal de alarmă care putea fi ascultat. Poate că semnalul de alarmă al trezirii conservatoare trebuie ascultat și în societatea noastră. Nu de alta, ci de dragul nuanțelor și de dragul unui survival kit ceva mai bine fasonat în vremuri care nu se anunță foarte senine. Nu trebuie să devenim pesimiști din punct de vedere istoriei. Istoria nu va fi nici mai bună, nici mai rea. Va fi. Nu știm din ce e făcut viitorul, cu atât mai mult avem interesul să ne adaptăm lui și provocărilor lui cu mijloacele înțelepciunii moștenite. O să ziceți, nu mai caută nimeni înțelepciunea. Mă îndoiesc. Nu poți găsi echilibru psihic nici la psihoterapeuți, nici la diversi guru, vraci, prezicători, cititori în stele, influencer, blogări, tip care vând rețete ale fericirii în 5 pași, în 10 formule, nu ține. E clar că lucrurile astea sunt monedă calpă și că avem nevoie de un grund, de ceva the real thing, ceva solid, ceva... Acest ceva solid e de căutat acolo unde vă îndemnăm. Eu nu fac acest oficiu cu vreun titlu partidic. Nu mă mai interesează politica și nici nu voi mai fi implicat în politica partizană în România. Văd mai degrabă necesitatea noastră de a strânge rândurile, nu în mod stupid naționalist, în stil neocomunist, neonațional-comunist, ci într-un stil de respirație mai generoasă, care incorporează luminile acestei intelectuale ale adevăratei filozofii politice occidentale. Care e o filozofie a libertății, dar care este în același timp și încă necunoscută. Nu doar Russell Kirk n-a fost tradus și predat. Nu i s-au dedicat teze de licență, măcar dacă nu de doctorat. Dar, de fapt, toți clasicii civilizației libertății au fost ocultați, cenzurați,
scoși din circuitul ideatic și academic în România de peste 70 de ani. E o cezură uriașă, trebuie să admitem acest lucru. Sigur, două, trei edituri în jurul unor nuclee de intelectuali care, poligloți fiind și poate ceva mai mobili, poate chiar înainte de 89, au auzit de unul de altul, au început să-i traducă, dar adevărul este că decorul mental al românului mediu e complet lipsit de aceste repere. Suntem desincronizați cu Occidentul și din acest punct de vedere, dar nu este iremediabil. Și mi se pare că aceste mici întâlniri față în față sunt instructive, ne pun pe gânduri. Ne ajută să ieșim din acest stereotip facil al conservatorului retrograd, care urăște progresul, care nu înțelege că lumea se schimbă, care crede că utilizarea tehnologiilor moderne, a culturii internetului și a erei digitale sunt monopolul hipsteresc al unor tip ceva mai abili, mai înzestrați. Eu sunt un conservator ultra avangardist în materie de tehnologii. Cred că mă laud că din 91 îmi scriu zadarnicele reflecții pe un laptop și că, de fapt, sunt perfect adaptat la mediul tehnologic al secolului 21, rămânând și devenind din ce în ce mai nuanțat, sper eu, în opțiunea mea conservatoare. Vă mulțumesc și dăm drumul la o discuție, dacă ce v-am spus v-a inspirat. Mulțumesc foarte mult. Domnule Patru, să ne spuneți puțin.